Cred. Dar nu sunt sigur. Yeah. Că episodul ăsta e ultimul în acest studio. Adică în proporție de 80% e ultimul. Să te audă Dumnezeu. Să nu primești și acum... Și următorul de acum încolo... Da, să nu primești acum în timpul emisiei. Ăsta e un telefon de la muncitori. Să zic că s-a întâmplat ceva. Nu mai aveți parchet. Da. A căzut tavanul. Doamne ferește, că supărat are. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Hai, nu te mai gândi, nu mai vibe-uri pozitive și îngăduite. Nu mai am, nu o să-mi fac niciodată casă. Să-mi construiesc eu casă. A, nu, de ce? Nu. A, sau trebuie să mai aștepți puțin să treacă trauma asta. Nu, că dacă la o traumă de 100 și ceva de metri pătrați s-a întâmplat asta. Tu îți dai seama? La cum ești tu? Da, ți-am povestit cu ăla cu piscina? Nu. Ce, ai și piscină în studio? Nu, ce nu, nu, nu. Un prieten de-al meu mi-a povestit povestea unui alt băiat. Așa. Un beneficiar de șantier care își făcea o casă foarte mare. Casa, bani mulți, uh-huh, de tot. Cu living din ăla, care ieșeai din living, ieșeai direct, intrai în piscina din spate. Așa, bani mulți. Da. Și când a ieșit ăla din living, peretele din dreapta de la piscină au văzut că nu-i drept. S-a dus așa, să-l verifice. Peretele era așa în valuri. Și a zis, bă, ok, înțeleg, vorbea cu șeful de șantier. Înțeleg să fii un centimetru, doi. Da. Că na, nu poți să ai precizii chiar din aia. Sau să acceptă. Dar peretele ăsta e în valuri. Și acum șeful de șantier se uită în ochii lui și zice, auzi, domnule, tu ești un serios? Da. Păi ce pește ați văzut dumneavoastră să nu ati drept? Peștele în apă nu înoată așa? Cum înoată peștele drept așa? Cum vreți să aveți peretele drept? Dacă peștele nu înoată drept. Bă. Am atâtea întrebări. Eu, în momentul ăla, deci nu-l cunosc pe băiatul ăsta, am auzit poveste. Da. Eu în momentul ăla îi dădeam un par în cap. Da, cred că în mod astral i-a dat ăla un par în cap. Da. Deci psihologic. Deci, bă, ăla o a făcut așa. Bă, deci m-a costat piscina atâta, trebuie să demolez, să dau peretele la jos, să-i dau pe ăștia afară, să aduc alt echipă să construiască nouă perete. Sau îl omor pe ăsta, stau 10 ani în pușcărie. Nu, 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 nu merită. Nu. Da. Cam asta înseamnă să-ți faci casă. Facem un apel către toată țara! Azi de la proteste. Când se vor pune restricțiile la orele 20, atunci să ieșiți în stradă, în bătaie de joc! N-avem nimic cu poliția, îi respectăm. Poliția își face treaba și meseria. Respectăm poliția din toată inima. Arafat, nu uita, asta nu e țara ta. Libertate, libertate. Dar oricum ăsta, pentru țeancă, protestul ăsta, pe lângă faptul că a fost numărul 1, protestul a fost așa manevră. Vreți să vă mint că țeancă a avut mare concert, adevărat? Da, șeptarul din aceeași formație cu băieții, nu? Da, mă, bineînțeles. Șeptarul a și fost. A fost, la... a fost acolo pentru țară, pentru... și-a dat sângele. Da? Da, a fost bătut. Da, l-au bătut, l-au prins, am vorbit eu că... Mă rog, da. Poate o să facem, l-am dat un story time cu șeptarul care povestește ce s-a întâmplat de fapt la proteste și ce manevră a fost și cum jandarmii erau dotați cu vaccinuri, cu serul AstraZeneca și vaccina pe protestatari. Protestatari, da. Șeptarul și-a făcut primul vaccin, acum nu mai știu dacă și-a făcut și rapelul. Da. Dai. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who you were when we were younger. Ce să zic, mi s-a umplut, mai zic eu ce, de lacrimi. Ia mă, lasă-mă în pace, că după pandemia asta să moară familia mea, că nici animalele nu mai aici a fost. Să moară jumătate din Rebecca, dacă vă mint. Jumătate din Rebecca. Bă, dar ce ras era la Beagle? Nu știu. Sau era de asta de luptă ceva? La... Ia mai dă-i odată, nu mă pricep la rase, dar... Bă, deci bimbo al meu... Uite, i-a acoperit cu o plăncică de-aia în curul cu aia. Bimbo al meu... Mi se pare că nu e bun din nimic, bă. Uite, ăsta e... Nu cred că e Beagle, mă. Cam mare. Sau da, ar avea.
șanse să fii liber. Tot castelul. Te fătui în gură să ieși fără cum stau. Dar tare. Bimbo al meu nu stă, bă. Nici în picioare nu stă dacă îl pui. Îți dai seama că e un mare efort să-i convingi atât câinele cât și pisica da, să stea la un loc da, separat. Apă împreună. Și în poziția aia, și cu ochelari pe ochi, adică da, boss, ce le-a făcut? Ai, ca și animal trebuie să ai talent. Jesus să poți Christ. Face asta. Da, da, uite, vezi că uite că pandemia apropiată. Dar tu ce talent ai? Ai vreun talent de ăsta, ceva de extraordinar, în afară de talentul actoricesc? Am câteva talente, dar nu se pot spicui în emisiuni. Bine. Pare rău. Hai să vezi niște oameni foarte talentați. Cu talente tu ce foarte... talent ai? Eu n-am. Uite, pot să-mi dau ochiul așa. A. Căcat. Ok. Și atât. De eu nu pot să fac. Cum? Ia. Uite așa. Nu, nu, nu. Jale. Asta e situația. Dă-i mai departe. Hai să vedem ce oameni talent am. Weird talent that I have that nobody asked for. Not only is this one. Mm. Oh, I can do it with my left thumb too. Puh! No, face with something. No, no. Da, bravo. Îmi place. Nota 10. Super. Bravo. One up, dog. One man. One bag. Not even a bag here, is it? Can you do that? Yeah. Okay, okay. Oh my god, it's mamă, Samara, so... dacă te trezești cu aia... Ieși în pula mea! Ieși în pula mea! Mamă, mi-ai dat daună să mă pun... Ia, scoi, ei, să mă pun... Îți dai seama asta când vine de la cumpărături și ține ceva aici așa? Poate să iasă la furat? Pe mine, mă, că-mi dezloc umărul. Ia. Ia uite-o pe fata asta. Oh, aleu, aleu. Ok, pune-o back in. Este 30 dimineața înapoi. Și l-a pus înapoi. Asta e de la noi. E de la Bacău ăsta. Hai de bine, capul băiatu. Meu. Ți-a plăcut? Recunoaște? Da, 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 e drăguț. Mă vibrează ce sornică. Ia dă-o pe fata asta încă o dată pentru Drăgulin că e fiert. Uite, asta cred că e interesantă la un French Kiss. Da. Și nu, nu mai. Țic. Da, superb, superb. Așa acum s-o pui pe aia care își întoarce ochii și întoarce ploapele să facă treaba asta cu limba. Ar fi super, da, cu fața asta și să își facă schema aia cu limba. Okay, okay. E super. Dar cred că e filtrul ăsta. Nu e, măi, filtru. Sunt oameni care pot face. Nu, uite la ochiul ei drept al ei. Da, stângă, ok, ok. Uite, vezi? A, ba da, ba da, e filtru. Uite, vezi. Ba da, ba da, pa, pa, ra, ra, ra. Te-am prins, fraiero. Da. Te-am prins. N-ai talent. N-ai talent, afară. Din partea mea eu nu. Deci n-ai niciun talent, nici tu. Ne vedem la anul. Ia uite-o pe fata asta, ești nebun? Da, oribil. Da, asta să-mi va pula. Să te trezești dimineața, iubitul. Da. Nu, e ceva îngrozitor, da. Oribil. Următorul video. Următorul video. Următorul video. Și pot eu să mai zic acum, mă, tată. Noi eram generația cu cheia la gât, ăștia e generația cu cuțitul la brâu. Vreau să vă mint adevărat. Are o educație foarte frumoasă copilul ăsta. La 18 ani o să facă și prima vizită la facultate. Bravo! Băi, ești nebun, dar era pe bunicuțitul? Da.
Nu era de ăla de plastic? De ce ar fi de plastic? Că-i copil, ești tâmpit. Da, da, regulile astea nu se aplică în Craiova, în Brăila. Trebuie să ai mare grijă și la copii pe acolo. Tu știi că la noi, în Buzău, era un mare mafiot. Și la noi în Bacău, un mare boxer. În fine. Și a fost omorât de niște copii. A, da, și la fel și în Buzău. Nu se putea apropia nimeni de el, din dușmanul lui, atât de șmecher era. Și ei n-au găsit altă soluție decât să pună un copil să-l omoare. A, nu, la noi au fost vreo 7 copii. 7 copchii de ăștia, așa. Așa. O ieșit ăsta de la club, tot așa mare, bătăuș, boxer, nu s-a atingea nimeni de el. Și au venit 7 copii și au dat 27 de bricegi. Când urca în mașină. Înainte să urci mașină. Da, uite, copilul ăla tot așa, a băgat sabia în el. Da. Ia. Haideți să judecăm. Putem să vedem că ceea ce judecăm noi este proiecția noastră. Dacă este o fată în fața mea și eu o judec, înseamnă că spun ceva despre ea în corelație cu ce mi oferă mie. Eu sunt în contact cu tine și te judec în funcție de ce primesc eu. De ce îmi faci asta? Dacă sunt cu tine în contact, cel mai obiectiv lucru pe care pot să-l fac este să stau și să mă uit la tine. Atât. Tot ceea ce judec mă reprezintă doar pe mine. Nu poate să te reprezinte pe tine ceea ce judec eu. Pentru că judecata se află în mine. Și întrebarea din nou este, merită să judec? Pentru că până la urmă te limitezi doar. De ce faci asta cu el? Mi se pare că chiar îți place de el. Dar nu e de plăcut. Nici nu-mi place. Nici nu-ți displace. Da, nici nu. Da. Efectiv mă lasă rece. De ce? Pentru că mă obosește și mi-atacă plexul solar. Plexul meu solar și câmpul meu magnetic ce este ăla? Foarte explică ușor. Explică la oamenii de acasă ce e la plex solar. Este aici. Uite aici. Uite aici. Vezi și face într-un fel. Plexul face solar. Da, exact. Și te atacă aici. Solar. Da. Care în chakra? Centru magnetic al nostru, centru aurei noastre. Unde se află energia kundalini. Da, 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 exact, exact. Și cele 7 porți ale sufletului. De, gata, că nu mai vreau să-mi băiatul ăsta mă nenorocește, deci mi atacă, simt efectiv cum aura mea este bombardată. Înțelegi? Este bombardată. Aura mea este foarte sensibilă, eu mă de ochi o dată pe săptămână cel puțin. Păi că ești frumos. Da, da, și îți dai seama ai cât de tare, cât da, din asta am și de asta roșie, da. Da, pentru că mi se întâmplă lucruri foarte grave și simt lucrurile astea și băiatul ăsta mă atacă fără să mă cunoască, înțelegi? Adică mă atacă gratis. Ce prost e. Oh, ce terminat. Bă, vezi, m-a dominat. Te mă, nu-l las. Este o imitație conceptuală foarte bună. Adică îi preiei conceptul, îi preiei da, 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 da. Și că el se panichează atunci. Bă, ce se întâmplă? Aveam și noi în facultate niște exerciții de genul ăsta. Da? Da. Te puneam să faci animale. Și? Și? Ai atât. Făcut? Da. Șerpi. Cum ai făcut tu un șarpi? Tot felul. Adică preiei doar. Preiei conceptul șarpelui. Nu te târăși pe acolo. Aha. Poți să folosești și asta, dar... Mă rog, preiei conceptul câinelui, da, al pisicii și al... Dă-i play. Vezi ce bătaie, za! Au! Că dacă te prind, nu mai pun din cap, za! Au! Ce-i asta? O, ieși de la pușcărie? Nu, n-a ieșit de la pușcărie, din câte am înțeles de la fratele lui. Nu vorbesc eu cu fratele lui postează. Așa. Despre... face update-uri la starea lui Ștefan Ghe și a zis că o să iasă în perioada Paștelui sau după Paște. Și o să rupă. Adică îți dai seama, o să iasă, o să fie... Ca Tupac. Da, el tocmai... Nu știu dacă... Nu, să sperăm că nu ca Tupac. Dar... Da.
El oricum se dusese puțin în jos. Și avea nevoie un pic de marketing. Și avea nevoie de puțin marketing. Și uite, o să întoarcă acum din pușcărie, cine știe. Poate și o piesă. Poate și face un album, da. Eu zic poate, exact ca Tupac. Da, story time-uri. Frumos. Da, da, da. Pa. Uite-l! Wow. 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 Mai dai o dată? Te rog. Mai dai. Superb. Frumos. Da. Așa. N-am mai dat femei semidezbrăcate de foarte mult timp, mi-am dat seama acum la sfârșitul acestei ediții. Păi se pare că oamenii nu sunt interesați. Poftim? Se pare că oamenii nu mai sunt interesați. Am dat acum câteva episoade, două. Așa și ce ai făcut? Ai primit ce? Ai primit mesaje? Nu mai dați! Nu, dar pe astea le trimit oamenii. Nu e vorba de ce le place oamenilor, e vorba de ce mai place și mie, dracu. Mai vreau și eu să am ceva, să mă bucur. Să mă bucure. Te bucura limba aia? Nu în totalitate, n-a fost enjoying. Cealaltă așa limbă cu nodul? Nu, hai să ne uităm de exemplu și la de astea, la failuri, uite. La sărituri, failuri. Hai să vedem ce se poate. Nu, ne uităm numai la astea. Viața e frumoasă, e să deschide parașutul ăla. Nu, hai să ne uităm și la chestii nasoale. De mână aer? Aoleu, bună ziua sau bună seara, doamnelor și domnilor. Și bine, ne-am regăsit într-un nou decor. În decorul unde s-a filmat Arde-mă, Baby. Lucia Dark. Da, așa arată? Da, nu știi că era ăla de junglă. Era așa, în unele cadre. Era un decor din ăsta de junglă. Cu palmieri, cu astea. Arde-mă, baby. Ia vezi. Fix la asta, eu ți-am zis. Ia. Bă, ești prost, e același lucru, bă. Legendele gândesc la fel, tată. Asta e dovada faptului că data viitoare venim așa îmbrăcați, bosule. Cu... Trebuie să-mi fac părul ca lui Boiu. Freza și așa. Da, mă, dar uite, mă îmbrac eu ca Jador. Păi tu la freză poți să aduci cu Jador. Da, da, corect. Bă, dar eu n-am luat astea de la Velea. Păi îmi închip, de asta am zis că legendele gândesc la fel. Omule. Numai, deci am făcut asta aici așa. Da, mă, le-am tot promis oamenilor că o să schimbăm decorul. Hai, băga și gând aici. Să fie cât mai realist. Sau erau aici. Un șarpe. Și scara, da, scara, îți place scara? Da, scara este elementul de bază din acest decor. Dar oamenii văd, nu, scara asta? Da, mă, văd, da. Nu, scara asta. Da, da, se vede acolo. Asta să consemneze faptul că avem și om. Adică atât a rămas. Bă, deci eu am făcut, deci noi am făcut decorul ăsta, că noi nu suntem gata aici încă. Păi da, da, sigur. Cu ce am avut? Nici nu știu sincer de unde-s plantele astea. A, ne le-a dat șelarul. Da, ne le-a dat șelarul. Ce? E posibil așa ca plantele astea, da, să fie din clip de la Velea. Să fie chiar din clip. Tu îți dai seama ce ochi am putut să am eu? Acum, bă, tu, ia uite-te, vezi dacă a fost șelarul producător la clip, că mor. Dacă sunt aceleași, nebunesc. Ce ia faci, mă? Alo? Bă? Bine? A? Palmieri ăștia de mie-i da mie. De mie-o da șelarul. Îți din clip, a fost în clip la Velea, la Arde-mă, Baby, ăla? A fost în toate, ești nebun. Am intrat și noi în rândul lumii, bă, da. Eu filmez acum cu Drăgulin și Drăgulin a avut treaba asta, spiritul ăsta de observații. Gata. Da, am toate clipurile. A, în toate clipurile, perfect. Bine. Orice clip vedeți cu palmieri la televizor din ultimile 6 luni, să știți că ăștia-s palmieri. Ăștia-s palmieri. Deci aici așa s-au pus bazele trapanelelor.
Vă sper să aibă succes emisiunea asta cum au trapanele. Da, mă, da, 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 da. Tu zici seama câte au văzut? Mamă. Câte au văzut palmierii ăștia? Da. Nu mă așteptam să ai spiritul ăsta de observație. După ce am mutat astea de la casă, la apartament, da, la studio, la așa, da, am plecat de acasă și apartamentul e lângă casă. Apartamentul celălalt. Așa, așa. Un apartament. Da, așa, da, da, da. Și când mergeam pe stradă, m-am uitat sus, așa, am văzut ușa de la living deschis. Și zic, bă, ce dracu sunt? Haideți să urc. Mă rog, am închei la mine. Da, măi, ah, okay, mă rog, e mobilat, e tot, da, doar da, că da, nu locuiești, da, da, nimeni. Da, da. Și am urcat. Băieții care au mutat mobila, probabil când au mutat o parte din mobil în apartament, au deschis geamul să se aerisească. Așa. Și am intrat, și-au uitat să închid ușa. Și când am intrat, porumbei, discreții în living, căcați peste tot, pe mobila din living, pe canapea, pe bar, 2 săptămâni a stat așa deschis. Wow. Deci, ce-ai făcut cu porumbei? Păi au fugit când am intrat eu. Ce, sună șelarul? Ce faci, mă? Bine, mă, tu? Vezi că eu filmez acum cu Drăgurin și voiam să te întreb, am aflat de la Răzvan. Palmierii ăștia au fost în clip la Velea, la Arde-mă, baby? Se poate, nu știu. Aia, nu, că-s mai mulți asemănători, mă. Am zis că am intrat și noi în rândul lumii. Sunt vreo 30-40 asemănători. Păi da, dar unul de aici tot trebuie să fie, Radu. Cine e ăla? Drăgulin? Drăgulin, da. Vlad? Vlad, da. Da, dragule, chiar eu. Da, am înțeles, da. Ce, ai zis da, de parcă ai fi supărat pe mine. Ce s-a întâmplat cu noi, Radule? Noi nu mai vorbim. Nu mai, am avut o relație și ne-am căcat pe ea. Bine, bă, hai că intrăm în junglă aici, pierdem semnalul. De când a apărut Speak în viața ta, am mai uitat. Vezi? Au apărut mai mulți oameni. Am înțeles. Ești gelos pe Speak. Nu știu, rezolvați-vă problemele. Nu vă mai bateți pe mine, oamenilor. Asta zic. Hai, vă pup. Hai, te pup, dragule. Pupa. Bună, săracilor. Bună. Ce am pe mine? Salut. Nu știți voi, rochea mea și baticul meu, eu sunt pocăită, pentru cine nu știa, vin de la adunare. Și pentru cine s-a înșelat amarnic și a spus că eu nu citesc, nu e adevărat. Astăzi am stat cu frații și am citit din Biblie, am stat în genunchi. Bă. A fost ca la carte, da? S-a uitat și... foarte urât la mine pastorul, nu știu de ce, când a venit cu săculețul ăla, eu am donat direct cardul, nu știu ce vorbea. Cred că era epilată. Da. A pus-o să ridice rochie. Oricum, am observat că în Biblie scria să nu prea curvești. Mm-hmm. Da? Așa e? Da. Știu că așa e, pentru că am citit și știți și voi, că și voi citiți, nu? Mi-a zis mie că nu citesc, dar voi citiți. Bun. Dar nu scria să nu curvești. Așa că nu mă mai judecați. Da? Pace, fraților. Te pup. Vezi tu, mi s-a părut că am asistat la o lungă justificare. Asta e fata aia de a pipăi totul la miloțăța în da, mână? Da, e Bia Khalifa. Da. Dar nu pare să fie Bia Khalifa, adică pare că s-a petrecut ceva cu ea. Nu știu ce să zic. Adică discursul e asemănător, dar pare că s-a schimbat ceva în viața ei. Nu știu, în ochii, în vocea ei, nu știu, e puțin schimbată. Vezi ce face, ai umorul? Dar ea e curvă? Curvă. Păi așa, adică ce eu asta am dedus. Că nu o mai judecați, că curvia... Păi probabil că, adică știu sigur că după Ai Umor a primit foarte multe comentarii negative. Și foarte mult hate. A, da? Da. Dar culmea, din partea bărbaților. Și eu zic că e o mare ipocrizie. A fost o mare ipocrizie, pentru că dacă ai pune-o față în față cu unul dintre bărbații care i-au adus injurile, da, pe care le-au adus, sunt convins că nu și-ar mai fi păstrat discursul de pe internet. Da, bine, normal, dar nu știi că bărbații strigă pe moară, curva! Da, sunt foarte ipocriți, foarte ipocriți. Dar ea, adică ea e foarte asumată cu... așa. Păi, da, eu cred că am vorbit acolo la Ai Mai Mult Umor, cred că am vorbit 25 de minute cu ea, cam atât a durat materialul brut. Da, așa e. Adică așa e. Și pe main stage tot la fel a fost și cu mine tot la fel a fost. Adică, da. Sau este doar un personaj, cine știe, dar pare puțin schimbată, pare că s-a întâmplat ceva cu aura dumnei. În fine.
Auzi, ți-e frică să zbori cu avionul? Da. Da? Da, am zburat de 7 ori cu avionul, dar nu, a fost terifiant de fiecare dată. Ah, perfect. Ah. Ce e în zbor? Da. Ce, mă? O căzută la... Da, mă rog, asta e ok. Asta e ok, hai că nu s-a întâmplat. No, da, asta e oribil. No, 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 no. Dacă ai vedea asta. Nu, încep să plâng, încep să fac... Oh. Oh. Oh, dă-te, dă-te în pula mea, coaie. Fute-te în gură să te fuți să-mi plătești psihiatru, fute-te în gură și psihologul și terapia. Fai de capul meu. Aoleu, băga mea și... Oribil. Da, mă rog, asta e mai aproape de sol, de apă, și mă rog, ești, mă, că te faci, bă. Da, e, ok, până acum. Hai, mă, nu. Ce, ce sunt? A, hai, mă, că nu... Da, n-am murit, uite, mișcă. Adică... Mișcă camera, bă! Nu, mă, nu, uite, că-i mișcat curușilor. A, nu, că asta e ok. Asta e best case scenario. A, nu, asta a fost ok. No, dar alea au fost oribile. Deci au fost alea petrecute sus acolo. Nu, e, e groaznic. E groaznic. Ai avut o întâmplare de asta nebună? Da, gen, am fost cu avionul până în Bilbao și de altfel, na, Spania e singura țară străină pe care am văzut-o. Am mers cu avionul doar atunci când am avut treabă, când m-am dus cu spectacole, m-am dus cu un spectacol pentru comunitățile de români de acolo, da, din țara Bascilor. Și a fost oribil, la 27 de ani am zburat pentru prima oară cu avionul ăsta. Adică cu câțiva ani? Da, cu 3 ani. Și a fost oribil. Și după care am ajuns în Bilbao și stăteam în fiecare seară la hotel și mă uitam la interviuri de-astea cu piloți și tot felul, care ziceau, e safe, domnule, nu se întâmplă nimic. Și dacă îl fulgeră, nu se întâmplă nimic. Și dacă îi pică un motor, nu se întâmplă nimic. Și am zis, gata, gata, la venire către România o să fiu liniștit, o să stau, gata, nu se poate întâmpla nimic. Și fix la 10 secunde după ce a decolat, a făcut așa, toată. Și a făcut așa, s-a dus spre dealurile alea pe acolo. Mama, deci a fost, mâncați și erau și un grup de ăsta de copii de liceeni care strigau. Curasă. Da, ți-o căzut, ai nimerit vreodată să scadă măștile de oxigen? Nu. A. Nu. Atunci n-ai pățit nimic. Da, într-adevăr, acolo sus trebuie să recunosc că ți se mai taie puțin din vârful de lance. Adică acolo îți dai seama că ești nimic. A, da. Da, problemele mari pot apărea la decolare și la aterizare. Da, cum ți-am zis, nu sus. În 10 secunde a fost, da, oribil, da. Și după care 2 ore cel mai lin zbor. Dar uite, eu când m-am întors, l-am dat din state, înainte să plec din LA, mi-am luat, au ei o apă, Dream Water se numește. Am băut o apă din aia cu melatonină, cu tot așa. Și am băut și o sticlă de vin, să fiu sigur că mă tranquilizez până acasă. Bă, după vreo 4 ore eram pe la Polul Nord. Știi, când te duci în state, zboară pe la Polul Nord, nu zboară pe burta pământului. Așa. E mai aproape. Uh-huh. Băi, bosule, și m-am trezit așa. Dădeam cu capul de toate alea, lumea urla și-o căzut măștile. Și eu acum, cum eram... N-ai zburat cu transcontinental. Nu, nu. E foarte mare, foarte lung. Da. Și vezi, dacă te uiți așa pe culoar, să vezi, vezi mult în față. Și făcea avionul așa, să răsucea. Boss, mamă, căcat pe mine. Am zis că muri. Adică am zis, bă, 80% cade. Bă, tu și cum făcea? Bă, bubuia. Trosnea avionul, ești nebun. Câte ore au mai fost după? Au mai fost vreo 6. Doamne, de 6 ore. Nu, vreo... Ba da, 10 ore. Da, 6 ore. De 6 ore după aia cu morcov în cură. Adică da, termină. Păi eu, uite așa am stat. Wow. Am căcat pe mine. Jesus fucking Christ. Și panica mare ți-o dau oamenii. Când încep pe aia să urle... Când unul e șmecher. Șmecheraș de ăsta. Oh my God, Dave! Așa, bravo. Why did I get that? Why did I get that? Bravo. Mă așteptam să-i pice pantalonii, să rămână în curul golului. Da, da, am avut cam o asta senzație. Cam asta merita, da, da. Have to die.
Da, s-au deschis sălile de forță. Era Florisaica. Florisaica. Florisaica, the flower. Chica dansatoarea. Da. Chica dansatoarea. Care se pregătește, își pregătește summer body. Și acum vara, na. Asta folosește șoarecul, summer body. Da, domne, da. S-a întâlnit cu șeptarul la proteste? Nu, domne, nu. Și o să dăm chiar acum la sfârșitul acestei... La sfârșitul... Adică o să te rog să dăm la sfârșitul acestei... De fapt, nu te rog eu, ne roagă șeptarul să dăm la sfârșitul acestui material. Ediții, da. Să dăm story time-ul cu el care s-a vaccinat. Adică cum povestea de la proteste și despre cum a încercat să o întâlnească. Deci să nu schimbați canalul. Da, că se termină, dar nu se termină. La finale avem un story time. Da. Odată cu decorul ăsta nou... Vin tot felul de elemente. De elemente astea, surpriză, nebune, da. Nebune, da. Cine ești, prostule? Crezi că face altceva să mă... Eu am scălat biserică. Eu înțeleg, bă, băiatul ăla, adevărat să moară familia mea. Dacă este o adina mă, eu nu mă duc nici la nunta mea, sunteți nebun. Era la nuntă? Da, era o nuntă, da. Eu credeam că e o conferință așa ceva. Nu, n-ai văzut că era toată lumea îmbrăcată. Prima oară credeam că e la biserică. Că aia nu-i biserică, nu era nuntă. Nu știu, habar n-ai, mai de o dată. Uite cum arată, ești nebun. Unde e și biserica asta? Păi? Arată mega... Nu, hai mă că... Da, corect. Și biserica asta, bă? Nu știu, domne. Dar toată lumea e îmbrăcată de nuntă. Dar nu adică cred că e nuntă. Nu? Ba da, domne, nuntă e. Dă așa un vibe, omule, că e nuntă, nu știu de ce. Bine, tipule. Da. Hai, că e prietenul tău. Asta ce e? Nu știu de ce o faceți, dar o faceți. Știți că vă puneți în pericol sănătatea, știți că vă cheltuiți banii, știți că nu este ok din foarte multe puncte de vedere, adică nu are niciun efect pozitiv din sensul ăsta, dar o faceți. Nu știți de ce, dar vă dă ceva. Ce vă dă? Dacă eu cred și eu întrag doza de fericire din iluzii, contribui la asta la nivel social și o să susțin aceste iluzii. Pentru că cineva a investit în asta, a investit în iluzii ca tu să cazi în ele și la rândul tău să influențezi oamenii din jurul tău prin asta. Deci dacă sunteți într-un loc și 35 de oameni beau bere, e posibil să faci și tu. Dacă nu o face nimeni, șansele sunt mult mai mici ca să o faci singur. Pentru că de ce să faci? Dar dacă o fac toți, e posibil să fii influențat. Dacă te lași influențat, absolut. Și asta se întâmplă extrem de des. Unde toată lumea făcea ceva și ar fi trebuit să mă supun să fac și acele lucruri ca să mă integrez. Și faptul că nu o fac oferă ceva fenomenal. Oferă libertate, oferă independență. Faptul că alegi ce vrei tu să alegi și nu ce ești influențat să alegi și ce se vrea să alegi. Și anume să te supui și de ce să te supui dacă nu din frică de a nu fi ca ceilalți și de a nu te integra într-un grup de care aparent ai nevoie, în fond de cine ai nevoie. No, efectiv simt cum mi se desprinde sufletul de trup când vorbești. Ora, deci asta este dovada faptului că dacă există viciu de a fuma, în mod clar există și viciul de a nu fuma. Adică, în mod clar, dar nu cineva... a nu fuma, nu poți să-l consideri viciu? Sigur că da. Este dependent de fumători și de faptul că cineva, de viciul celuilalt, știi? Pentru că cineva, da, fumează o țigară, ok. Și acolo îi se termină viciul. Da. Dar cineva care nu fumează, dar este, are viciul de a nu fuma, poate să-ți vorbească despre cum el nu fumează și despre cât de slab ești tu, chiar și mai mult decât fumezi tu țigara aia. Poate vorbi 3 ore, cum îți vorbește și băiatul ăsta de te rupe. E clar că și el are viciul de a nu fuma și este dependent de viciul meu, pentru că eu fumez. E slab, nu trebuie să-ți faci titlul de glorie din lucrul ăsta și să... Știi? Adică, nu e ok. Vedeți că vă grăbiți iar ca fata mare la măritat și judecați prost femeia, că ea de fapt n-a băgat substanțe cu pumnii de... Îi sare opincile din picioare și plombele din gură. Nu, ea face bitebox de la... Zic, tot cu gura, dar... Bitebox de la ăla, mă rog, nu știu eu să fac eu. Ea are talent, să vede pe aia că are talent cu gura. Să mai faci Sanex de la anul ăsta, adevărat, că m-am uitat la filmulețul ăsta și parcă îmi e dor așa. Aia făcea Caterinca sau era... Nu cred, nu. Era Transformation. Da, cam așa e treaba.
Se face Sun Waves anul. Dar, dar se face în Zanzibar, din câte am înțeles. Și te duci? E, dragi, n-am, nu sunt în cultura asta, omule. Nu-ți place, omule? Nu, dar nu, adică, da, da, cred că de două ori pe an și acasă, adică să ascult acasă. În rest n-aș asculta muzica asta, adică n-aș putea să zic că asta e muzica mea de bază. Sexual? Nu. Crezi că mi-a zis la sfârșit. Nu. Crezi că mi-o servește. Nu, dar mă uitat. Nu, mă. Nu. Adică nu știu. Holy shit. Da, mă uitam la tine așa când te transformi. Ești, da, mă, ce vrei? Dacă îmi plac femeile... Da. Ce îmi plac femeile, mai leu, femeile pline de spume, de... Da. What the f*** is happening? Mi s-a făcut pielea de găini. Ce? Gotta go. Get me out. So one thing like that. Mamă, ăla pare ăla din Venom. Da. Ai văzut da. Venom? What the heck? Deci eu chiar am văzut multe de astea cu OZN, dar pe ăsta nu l-am văzut până acum. Ce era ăla, mă, mâncați aici? Ah, oribil, băga mea și pula, nici nu mă uit. Nu te drag. Uite-te, uite-i, drăguț. Tu, băga mea și pula, bă, prostule, visezuri la... Bă, nu pot să mă uit, băgare. Nu pot să mă uit cu aia, deci mi s-a făcut pirea găină pe mine. Uite-te și tu mâncați aici. Guys, this is real. Straight from a horror movie. It is? Ce, mă, ce e? And it's moving so fast. Look! It's the official hell versus heaven. Ia vezi, mă. A, bine, mă rog. Am rezervele mele. Is that Jesus Christ? Da, e tataia de la Titu, e măta mare de la Titu. Mamă, es un hombre. Da, mă. Un hombre. Mă rog, acum nu știu ce să zic. Yes, mom. Pero it went behind the... Da. It went behind the tree and I can't see him. Dacă s-ar întâmpla asta, ar fi oribil. Adică dacă s-ar întâmpla asta, mi s-ar albi părul imediat. Dacă aș vedea așa ceva. Dar într-adevăr, păpușii aia nu o să... Deci noaptea asta nu o să dorm singur, asta e clar. Perfect. Este groaznic. Măcar atâta. Măcar atâta, omule. Da, ce să-ți mai povestesc? Și ea avea aceeași senzație că mă cunoștea de undeva. Și cu toate astea nu ne cunoaștem. Până acum n-am aflat de unde avem numerele noastre de telefon. Asta că încerc să schimb cumva gândul ăsta care mi-a rămas la păpușa aia și încerc să mă gândesc la chestii pozitive. Cândva tu aveai o sensibilitate. How to act when you see an attractive person. Make eye contact. Now look down, hold one, two, slowly look back, now look away. Soft smile, scratch your neck,
Lick your lips. Make eye contact. Now wink. Now with the other eye. Now with both eyes. Now smolder. More fierce. Stick out the tip of your tongue. Now swallow really hard. Big deep breath. Eye contact. Now bite the tip of your finger. Now. Cred că era pentru fete, mă. Nu știu dacă. Eu cred că așa ți-a avut voi eye contact. Ca bărbat. Am avut eye contact toată noaptea. Ne-am tot uitat unul la altul. Ne-am tot. Așa, gen. Ne-am tot. Da, ne-am tot uitat. Ne-am tot. Îmi arăți și mie poză cu ea când terminăm? Sigur. Bine. Aici e în centru vechi. În fostul tău cartier. Da, a fost a mea împărăție. Din această seară, programul regat. Teraselor va fi ceva mai lung, adică până la ora 21, la fel și în cazul programului magazinelor, care până weekendul trecut se închideau la ora 18. În plus, tot... Da, și el fusese în centru vechi o noapte înainte. El de acolo pleca la muncă. Da, da. De la discotecă. Sau era atât de șmecher încât a văzut camera și a zis trebuie să fac ceva, ceva. Să rămân în istorie. O fac pe aia mea. Fac cristianele mele. Și de fapt chiar a rămas în istorie. Dar altfel. Ia, următorul. Come by! La câine. Da. Yeah. De ce așa? Băi, ești nebun. N-a la ușă. Mamă, ce tare e câinele ăsta. Up, up. Dalu, up, up. Opa. Good girl. Gata, mă. Good girl. Sunt foarte deștepți ăștia ciobănești în general. Care iar mi-aduc aminte de Bimbo, că Bimbo nu știe să fac nimic. Nimic? Nimic, bă, ești da, nebun. Dar nici nu te-a preocupat. Nici nu te-a preocupat să știe lucruri. Aceea aveai turmă de oi și nu știe nu, să nu, le nu, ducă dar, în măcar, țarc. Bă, du-te până acolo și vină înapoi. Nu știi. Păi, na, l-ai răsfățat. A, tu ai vrea să fii Bimbo? Să mor tu, ai vrea să ai viața lui Bimbo? Da. Păi vezi, de. Așa. Așa. De. Păi zic, nu cred că ai vrea, că ai vrea viața lui ăsta. Îl pune ăla la muncă de fiecare da, dată. Da, dar de o oră vine înapoi. Își face și ea. Uite stăpânii. Da, vezi? Dar vezi, are responsabilități. El probabil că doarme toată ziua. Doarme, doare la banan. Ia. Absolutely, let's do it. That was a good one. Good metaphor. I think I still got the cap. So where the cap at? I think we still got it somewhere. Was that an important cap to you? It's not an important cap, but it is what it is. He did what he did and I did what I did. Abia aștept să-i rupă fața. Da. Abia aștept să-i dea de... Da, dar ăla nu e... Nu cu ăla să luptă. Cu frasul. Ăla e Jake Paul, ăla care i-a luat șapca. Șapca e Jake Paul. Da. Și el se luptă de fapt cu fraxul, cu da. Logan Paul. Și aia era conferința de presă da. A lui Logan da, cu Floyd. Făcute. A, da, bineînțeles, bossule. Pentru că, că fie, sunt... ți-am zis că eu l-am cunoscut pe băiat. Pe Floyd? Da. Nu ți-am povestit? Nu. A stat cu el la masă, am să vorbit. Să mor tu, ai stat cu Floyd? Mamă, mă rog, i-am povestit? Zis Floyd, i-am zis Floyd, zici că... Floyd, da. Deci am Ronald Gavril. Așa. Boxer, așa. Foarte bun. A, care român. E la The Money Team. Da. Așa, da. Eu sunt prieten cu el din mult, el e din Bacău. Așa. De la mine. Și când am fost în Vegas, mi-a zis, hai să ne vedem, nu știu ce, la și l-am dat, primește telefon, că înainte să bată Floyd cu Berto, parcă, avea sparring. Uh-huh. Hai cu mine la sală, că... Îl vedem pe... Să vedem pe asta. Am intrat în sală, numai băieți, numai neamuri de-ai lui, numai așa, ne-au luat telefoanele, n-avea nimeni de voi cu telefon și am stat acolo. Și acum ăsta, eu zis, uite, ăștia-s prietenii mei din România, eram cu Adelina, ea e prezentatoare TV, ăsta e cântăreț, e artist. Eu cine știe ce filme și-o fi făcut, că
Artist, da, ok, ca la noi acolo, dar noi eram... Ești prost. Na. Mă rog, e foarte pitic, mic, slab. Da, are și avea o fată lângă el care îi făcea întrunaș. Oriunde mergea, era una lângă el și îi făcea masa, îl pigulea așa, da. Și l-am dat, zice, în seara asta mă bagă ăștia în Hall of Fame Nevada. Sunteți invitații mei dacă vreți veniți. Așa. Și super. Ce chestie. Și ne-am dus. Și am stat la masă cu familia lui. Bine, mă rog, cu gagica lui, cu fosta cu gagica, cu fosta nevastă, cu copiii lui, cu nu știu ce. Cu campionul mondial de atunci, cum îl chema, mă? Jack. În fine. Nu am uitat cum îl cheamă. Și eu vorbeam cu fratele meu și zic, uite mă, băieți ăștia la masă aici, la la. Și el zice, mamă, ești cu ăsta, ăsta e campion? Eu nici nu știam că ăla-i. Era campion la middleweight ăla. Și am făcut poză cu el pentru mine, zic bine. Și am stat cu Tyson. Tyson nu-l halea pe ăsta. Era la două mese de noi. Am făcut poză cu Lennox Lewis. A, pentru că era Hall of Fame, da. Se strânseseră toți Hall of Famerii. Da. Așa. Și ăsta o intra la final, când înainte să vorbească, dar eu nu înțelegeam că erau toate starurile boxului acolo. Bă, și acolo îți dai seama, era doar pe invitații, de astea nu a intrat toată lumea. Bă, când a intrat ăsta în sală, el o aștepta la ușă că vorbea un spaniol ceva, nu știu cum, am uitat cum îl cheamă. Și el, eu l-am văzut că stătea în ușă acolo, când a intrat toată lumea pe el. Bă, toți. Și acolo îți dai seama, erau gen cu invitații, presă și așa mai departe. Și după aia îți dai seama că am întrebat, dar de ce nu intru? De ce? Păi, din respect pentru ăla care vorbește, că știa că dacă o să intri în sală, o să sară lumea pe el și după aia nu mai era atenția către băiatul. Da, corect. Și bă, să știi că el e foarte smart. E l-am foarte dat, inteligent. Vorbeam la masă și zicea că dacă construia el biserici sau făcea nu știu ce, nu venea, nu plătea nimeni bilete la meciuri, la astea. Așa că aruncă cu bani și că... Da, nu, el și-a dat seama de componenta asta da. Foarte importantă de entertainment. Da. Pe care el o oferă și a jucat mult timp rolul de bad guy. Da, 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 da. Așa, pentru că la început pe el nu-l băga nimeni în seamă. Nu voiau să-i dea meciuri bune și așa și... Eu când l-am văzut prima oară, i-am zis lui Ronald, că Ronald e cam cât mine, așa-i mei. Și zic, păi vezi că îl bați pe ăsta-i dai o smetă de lumină. Și că nu poți să nu-l prind. Nu poți să-l bați. Da, e un geniu. E geniu. Da, e foarte bun. Și apropo de bodyguards, că am văzut acolo mulți, i-am recunoscut pe doi. El are 3 bodyguards la 2,10 m. Am văzut pozele alea. Aia am mari, pozele foarte alea, mari. Da. Și eu îți dai seama, cu Ronald ziceam, boss, dar ăștia ce să bată ăștia, băi, ești nebun că tu te învârți în jurul lor, dai două turi, nici n-au putut să te vadă. Și că nu, că ăștia-s din mulțime. Și are 2 gemeni. O să-ți arăt. Și că uite, ăia din spate, ăia sunt de atac. Îi bătai. Ăia sunt bătai. Foști, nu știu ce, soldați, ceva. Grave. Dar știi de la ce a ieșit scandalul ăsta, nu? Nu. De la scandalul ăsta a ieșit de la faptul că Floyd a zis că poate să-i bată pe amândoi într-o seară. Îl bate pe unul și după care o târnești cu altul. Cred. E și posibil, e foarte normal, e 100%. Da. Posibil și normal să se întâmple treaba asta. Și de acolo a plecat treaba asta. Că îl mai provoacă lumea și așa. El se bate cu oameni care au fanbase mult, care da, vin cu bani. Da. Și doar în condițiile lui, altfel nu. Da, adică sigur. Se bate doar în Vegas, că acolo ai casa lui. Da. Când intri în Vegas, scrii eu pe MGM la casino ăla, scrii The Home of the Champ și poza lui. El doar acolo se bate. Da. Da, și oameni care cu care să creeze un întreg circ în jurul meciului. Da. Da, e box, dar trebuie să fie. Trebuie să vii cu ceva, bani. Adică nu oricine se poate. Vrei să te bați cu mine? Păi vină cu 200-300 de milioane pe masă. Nu degeaba a făcut un miliard de dolari. Adică e tank. Nu-mi place atitudinea sau nu știu zic ceea ce face el public. Dar înțeleg, adică e foarte smart. Eu n-aș face asta niciodată, nu pot. E cu atât mai de admirat cu cât are atâta ură spre el și cu toate astea e atât de concentrat în meciuri. Da, e atât de bun, e sharp, frate, da. Șmecher. Și poți să câștigi, îți dai seama, e prostie. Am văzut la unii că vă lăudați cu BMX-urile, cu BMW-urile, dar voi aveți așa ceva, nu? Am impresia că știu pe aia blondă. Oh, shit, dar nu, e doar o impresie, mi se pare că, da, da, mă rog, în fine. Nu știu, poate că seamănă cu cineva. Nu mai știu,
au fost niște ani întunecați. Ia, în fine. Yeah. If you laugh at this, you one sick freak. Așa, hai să vedem. What the fuck? A fost real? Adică e real? E regizat? Nu știu. Vorbește la telefon și vorbim. Da. Incredibil. Filmez, doamnă. Am râs. Două bări la 3 metri. Deci mor. Am gătat perdeaua. Da, sunt două bări, doamnă, e o bară. V-am zis că filmez. Sunt două bări. Mor. Două bări la cât? La 3 metri, dar n-aveți treabă cu bara mea. Păi perdeaua o fac de 3 metri sau vă fac? Incredibil. Puneți rejansă la 6 da. metri. Că eu când o să trag de ea se va face la 3 metri. Deci, rejan, sau o puneți pe 6 metri, v-am spus. Păi așa a făcut, dar nu să avem două bucăți acolo de perdea. Păi două bucăți, da, da, două bucăți. Pe fiecare păi puneți la fel. Păi la Mariana o bucată, la cât va ieși cu tot cu rejansă? Creată, așa. Cât va ieși, lăsați-mă, cât va ieși la o bară? Acum. Acum a făcut 1,30 a ieșit o perdea. Cum 1,30 din 6 metri, domn? Deci nu, îi trebuie 3 cu 3. Nu-i trebuie 1,30. Dar cum 1,30 dacă v-am dat 6 metri? Zice că m-a surat bara acolo. Dar ce treabă aveți cu bara mea? Nu avem treabă cu bara, nu? Păi nu, trebuie să-mi puneți doar o rejansă pe o perdea de 6 metri. Atât trebuie să faceți. Nu, să nu vă vină idei. Păi o încrețesc eu cât vreau eu, rejansa aia. Da, deci okay. O lăsăm așa largă, nu o încrețim noi. O încrețesc eu. Dumneavoastră, eu pe 6 metri trebuie să am rejansă de 6 metri. Nu-l interesează să aveți cum încrețești el. Ce aveți, doamna mai? Doamnă, eu filmez, eu sunt în filmare acum. Să rămână. Doamne, uite bă, uite prin ce trec eu, bă. Deci am impresia că fac emisiune cu unul care are o firmă de ceva. Doamne, ferească Dumnezeu de... să mă ierte, bunul, bă, nu mai pot, bă. Haos, s-a pogorât haosul în da, platoul ce ăsta. Ce vorbeam, bă, despre ce, despre copilul ăla? Despre bara ta vorbeam. Despre copilul ăla, că dacă râzi ești un psihopat. Da, n-am râs, sunt șocat cumva. Da. Mi se pare o regie. Și cumva. Eu sper să fie regie. Nu e real, adică nu cred că e real. Dar este văzut... o regie macabră. Am mai văzut filmulețe de genul ăsta din MMA, când chemau tot așa niște copii din ăștia și se luptau și ăștia profesioniștii îi lăsau pe ăștia să dea un knockout și așa. Dar îți dai seama cum ar fi fost momentul ăla în MMA sau în box? Da, pentru copiii ăia, săracii de ei, da. Mă rog. Bun, să trecem peste acest moment. Doamne, ferească Dumnezeu. Dulcea cu rejansa, cu Doamne, iartă-mă. Vezi că Dumnezeu cumva a vrut să schimbăm subiectul. Așa, să vedem. Apare copilul sau copilul. Nu N-am crezut că lucrurile astea sunt reale, jur. Mai dă o dată? Aleu, dar ce era acolo? Ulei? Eu cred că da. Mamă, și era și încinsă aia. Eu dacă eram în locul lui, eu nu mă mai ridicam de jos. Că probabil că aia a fost mai grav. Femeia, zic, a fost mai grav avariat. Decât el. Dar tu zici, hai să zicem că s-a întâmplat ceva nasol. Curul, țurca, fața lui. Ce zici când chemi ambulanță? Bă, apropo, stai, zici. Am văzut la un moment dat, acum vreo niște ani, 4 ani, 5 ani, 6, nu mai știu, o știri, un luptător, da, după meci, a venit acasă, știi că până să ai meciurile, de obicei la box e așa, bine, la orice sport de fapt. Ai voie să faci sex. Da. Cât mai mult, cu atât mai bine. Da. Și acum a venit omul acasă. Nervos? Nervos. Și a făcut sex cu nevasta.
Avea și turbarea câinelui. Turbat. Îți dai seama, era animal. Îți dai seama. Și câștigase? Nu mai știu asta. A, nu contează. Așa, ok. Și și-o rupt țurca. Păi nu mai știa să o mai folosească, îți dai seama. Și-o rupt-o bosule și-o suna la ambulanță. Direct, mare baltă de tânge. Rău. Cred că ăsta e țelul oricărui bărbat și oricărui femeie. Până la urmă, că femeia ce că e egală. Bun, dacă e egală, dați-i să bea cât bea el. Apropo, cod la cod. Nu pot să cred că o femeie e la fel cu un bărbat. Că, ca intensitate, ca stamină, ca energie. Mă refer ca forță de muncă, ca orice altceva. Cine e? Ce e asta, bă, frate? Nu-l știi? Nu. E Fulgi. Fulgi... Alo, zi mă, cum îi cheamă, mă? De la Clejani. Fulgi de la Clejani. Aha. Și fratele Margheritei. Da. Eu știu femei care beau mai mult decât bărbații. Nu? Și eu, și eu știu, da. Și nu știu una. Da, mă, nu știu, mi se pare cum să, mi se pare noaptea minții să invoci forța fizică și da, chiar și asta, adică asta e pentru prima oară când aud argumentul ăsta că bărbatul bea mai mult decât femeia și de-aia ea nu ar trebui să fie egală. Adică ce contează asta? În contextul egalității între sexe. Da, era la un, la o, ce? Acolo. Am văzut niște chestii pe TikTok cu el. El cred că are un fel de vlog sau o chestie asta, o emisiune cu lăutari. Ah, am înțeles. Cântă și așa, dar se pare că are și păreri de genul. Șoare cu uneori are mai multă vână, dictam eu. Și multe femei au mai multă vână decât bărbați. Și unele sunt chiar și mai puternice decât bărbații. Adică despre ce vorbim? Da, mă, eu văd penia, adică... Na. Noaptea minții. Hai, da, domnule. Băi, lasă, dar ce aia? Păi, o sticlă? Pare a fi o sticlă. Băi, ești prost la cap. Uite, bă, ce-o dă, ce-o lansează. Ce-i asta, mă? Ce-i asta? Bă, cred că există un sport. Joc vietnamez, vietnamez. Dar ce-i aia? Ce-i aia? E o pană. Ce pană, mă? E de la de badminton? Sau, sau o fi un săculeț cu nisip, așa, mai... Pană cu un arc. Bă, da, erau virtuoși, ești nebun la cap, erau zei. Cu câtă lejeritate ești nebun. What the fuck, man. Și nu așa ușor, hop. Da, nu, pe spate, cu back. Da, back. Da, what da. The fuck, man. Era tare dacă sărea de mine. Da, m-ai expus atât de mult la factori ăștia încât cumva devin imun, m-am imunizat. Nu ți-a plăcut asta? Să ce să fac? Nu să faci tu, nu, dacă așa, dacă ți-a plăcut ții. Ba da, e interesant, uite, asta n-am mai văzut până acum. Genul ăsta de lansare. N-am mai văzut, da. Îți mulțumesc foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Așa? Fiți și data viitoare alături de noi. Împreună cu această... Ieder sau ce-o fi. Pa, vă pupăm. La revedere. La revedere, man. Vă mulțumim. Nu ne-am așteptat. Mulțumim. Nu ne-am așteptat la asta. Avem și public. Sunt pentru dumneavoastră aplauzele, nu pentru noi. Nu, nu.